nou set de Play-Doh, dar până începem aveți 3 secunde să vă abonați și să ne dați like. 1, 2, 3! Cei care nu ați reușit, continuați în descriere să ne dați like și să vă abonați pe canalul Bella Show și noi începem să deschidem. Așa, Bogdanel, dar întâi de toate, ce avem noi? Un set Play-Doh de pregătit, înghețate. Haideți să vedem, scumpilor, ce este acolo. Așa, am pregătit. Da, mami deschide, Anabela vrea să deschidem culoarea roșie. Să deschid frumoasă, dar între timp vreau să fie clienți, dragilor. Uitați-vă ce aparat pentru înghețate avem. Și niște păhăruțe. Da, Anabela, culoarea roz. Pentru că cutia este mov, dar capacul este roz. Niște păhăruțe în care vor fi înghețata. Eu zic să pregătim prima înghețată pentru Anabela. Anabela, ce culoare dorești să fie înghețata ta? Roz? Bine! Haideți, dar zic să schimbăm paharul ca să fie așa. Stai, scumpița! Să punem paharul verde. Vă arătăm imediat ce vouă, scumpilor. Da, ca să... Ca să fie mai frumos, da, Bogdanel? Așa, ca să se vadă că e plastic. Da. Dați-vă culoarea roz. Optit! Mulțumesc! Acum, scumpa! Ia! Ce frumos! Așa, cu lingurița. Hai! Și nu mai este, Bogdanel. Acum să punem culoarea verde. Dar de ce? Ca să nu le amestecăm. Da, vrei tu să fie aceeași culoare? Hai, mamica, să mai facem pentru Bela înghețata roz. Așa, facem înghețata verde. Hai, trebuie Bogdanel. Să fie puțin multă, mai. Hai, Bogdanel. Trebuie să fie multă. Să punem pe toată, biscuita pune pe toate. Așteaptă că pe la șopi. Încă puțin. Gata. Hai, te rog, ajută-mă. Pregătim înghețata. Da, da, mai. Hai. Uitați-vă, uitați. Wow! Uhu! Super înghețata! Uitați-vă, înghețata pregătită de Bogdanel este de culoare verde. Următoarea. Așa, acum pregătim o înghețată pentru Anabela. Uite, chiar deja pus. Așa, punem aici. Pune roz. Anabela are culoarea roz, dar eu zic să facem ce culoare este aici, Bogdanel? Să văd. Mov. Este mov. Este un mov așa, cam. Wow, ce frumos! Și zic să o amestecăm, este un pic de verde în interior și zic să punem un pic și de roșu, Bogdanel. Să fie mai deosebit. Ce zici? Dar de ce să ne amestecăm? Nu-i nimic, Bogdanel, dacă să amestec. Mulțumesc, Anabela. Așa. Fiți atenți, copii, ce se primește. Mami, îți dă și un pic de roz. Acum. Acum, să fiți gata. Nu, dar... Hai, Bogdanel! Ce frumos! Mulțumesc, Bogdanel, pentru așa o înghețată! Ia uitați-vă, copii! Mami! Aceasta este înghețata lui Bogdanel. Bogdanel, ai pregătit o înghețată. Uitați-vă! Ce frumoasă! Anabela acum și se joacă cu ea. Și să mai vedem! Să mai vedem! Ai pregătit și lui tati o înghețată? Da, una galbenă, penă cu roșu și cu roz. O înghețată galbenă, punem așa, Biluța, tu le arăți copiilor, da? Înghețată lui Bogdanel. Roșu. Punem roz. Și apoi verde mai bine. Și punem și verde, zice Bogdanel. Cred că e foarte reușită combinația, Bogdanel va fi. Hai să vedem. Da. Și chiar îmi place plastelina aceasta, este destul de mulcuță. Hai să punem păhăruț pe... Vai, lătate, pregătim așa. Da. Păhăruț din cristal. Deci este o... Stai, Bela, dar eu aici. Da, Bogdanel este profetarul. Hai, Bogdanel. Așa. Și începem să vedem ce se... Wow! Super! Super fain! Super! Așa, copii!
Uitați-vă la înghețata lui tati și uitați-vă în secțiune cât este de frumoasă. Tati, îți place înghețata? Roz. Și Anabela vă arată culoarea roz. Dar să mai punem și niște verde. Niște verde, dar nu mai în cape. Uitați-vă, copii, dar aici putem să facem inimioare. Haideți să vă fac eu o inimioare. Aici jos, doar că la copii nu se vor vedea. Dar eu din plastelina asta face ai. Aici setul ăsta are să facem și niște inimioare. Uitați-vă, copii, inimioare. Acum facem o căpșunică să o punem. Așa, uitați-vă, copii, ce căpșunică fac eu. Dragii noștri, să știți că Bogdanel este un aparat foarte super. Uitați-vă, ce drăguță este. Dar aici poți să faci căpșunița. Căpșunița. Da, desigur. Și o punem aici la tati, pe înghețata lui tati. Tăticul nostru va savura cu plăcere această înghețată. Așa. Dar lui Bogdanel aș vrea... Unde este înghețata ta, Bogdanel? Acolo, da, verde. Lui Bogdanel vreau să pregătesc o inimioară. Așa, Anabeluță, iarăși vă arată culoarea roz. Lui Bogdanel îi pregătesc o inimioară. Pentru că inimioara mea este plină cu de dragoste. Ce puși, Bogdanel? O inimioară. Să o punem pe înghețata lui Bogdanel. Așa. Și acum facem înghețata lui bunica. Se facem înghețata lui bunica, dar ce culoare să-i facem înghețata, Bogdanel? Roșie. Aha, culoare preferată a bunicii. Așa, hai, Bogdanel. Da, Beluța, hai, scumpa. Hai și tu, iubita. Așa, să mai punem și ce culoare, Bogdanel, să punem. Hai să punem... galben, roșu cu galben, că trebuie foarte frumoasă. Și roz. Așa, hai, Bogdanel, pregătește înghețul. Wow! Ce frumoasă! O clipă, să-ți mai dau un pic de galben, să fie și mai superbă. Păi tu te rog frumos acolo, Anabela? Așa frumoasă, aici, scumpa. Aici. Aici, frumoasă. Ea vrea acolo. Anabela dorește acolo. Hai să terminăm înghețata. Bunică. E prea măricică. E prea măricică înghețata bunicuței. Și a mea. E puțin măricică. Așa. Dar uitați-vă. Oricum este foarte frumoasă. Da, este înghețata bunicii. Dar Bela vrea să le mănânce pe toate. Sunt doar din plastilină. Dragii noștri, acestea au fost înghețatele pentru noi. Dacă v-a plăcut, puneți un like pentru prințesa Anabela și pentru Bogdanel. Noi vă pupăm! Vă mulțumim!